Dacă vorbim despre îmbunătățirea condițiilor pentru justițiabili, aș vrea să menționez în primul rând că instanța a fost utilată cu 3 infochioșcuri care se află în holurile instanței, acolo unde justițiabili de obicei se află în așteptarea ședințelor de judecată. Justițiabilii, avocații, procurorii pot să folosească de ele ca să afle orice informație despre dosarul său. Cu ajutorul USAID-ului am procurat 2 utilaje pentru sistemul de teleconferință. Am mobilat holurile cu seturi de mobil cu mult mai confortabile pentru justițiabili, ca aceștia, aflându-se în instanță și așteptându-și ora când vor fi audiați, se simte mai confortabil, mai liber, mai liniștit. Tot acolo am instalat și dispozitive de încărcare a utilajelor electronice, cum ar fi telefoane, calculatoare. S-au creat spații special amenajate pentru copii. Am avut schimbări esențiale la toate capitole. La capitolul infrastructură au fost îmbunătățiri. Au fost îmbunătățiri la capitolul managementul instanței. Au fost îmbunătățiri la capitolul relații cu publicul, cu mass media, îmbunătățiri la capitolul principal, la capitolul performanță. S-a schimbat exteriorul, a făcut o reparație curentă, acum suntem în proces de efectuare a unei reparații capitale, construim ramp pentru persoanele cu dizabilități, mobilierul a fost înnoit 100%, la capitolul tehnică, practic 80% a fost înnoit. Până la implementarea proiectului, așa zone de odihnă pentru copii nu au fost. Ele sunt în premieră pentru instanța noastră, nu am avut nici priză pentru încărcarea laptopului și telefonilor. Justițiabilii sunt foarte mulțumiți și ele sunt utilizate destul de des. Până acum justițiabilul venea de fiecare dată, căuta grafierul, căuta asistentul, când este ședința, la ce oră este. Acum, devizul instanței este justiție pentru un singur click. The American people, USAID, has been supporting Moldova for 30 years. For the last 8 years, we've been in the justice sector reform area, helping this court become a model for other courts in Moldova. Sunt modificări evidente la nivel de imobil, la nivel de este mult mai comod, chiar și pentru justițiabil, chiar și panourile astea electronice și sistemul ăsta digital care de căutare a dosarelor este mult mai confortabil, asta aș putea să zic sub aspect psihologic. Sub aspect informațional, evident că este un beneficiu pentru toți. Justițiabilor acum le e mult mai ușor să se orienteze. Este spațiu și pentru copii. Copiii mai puțin participă, sunt unele situații doar când ori nu au cine lăsa părinții copiii și de acum sunt nevoiți să-i aduc până aici. Aici acum s-au mai schimbat ceva, văd mai multe informații. Panouri cu informații în apele, nu erau ghișeurile astea, nu erau panouri. Vinei, vă spun sincer, vinei ca într-o clădire rece. Acum vedeți că anturajul e schimbat. E o atmosferă mai relaxantă. Totul normal. Văd că tot ține scaune. M-am uitat la monitor, să-i scris când ar fi ședință. Coridoarele sunt foarte luminoase. Este un mobilier modern, confortabil. Este acces la internet. Este spațios.